Bună tuturor, eu sunt Jenea și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un clipuleț. Vreau să mă întorc înapoi în timp, adică acum 2 ani și jumătate, când am început să fac YouTube. Și vreau să văd reacția mea la primul clipuleț în care m-am apărut așa în cam. Înainte să începem, nu uitați să dați un like, să activați clopoțelul și să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian Style. Style. Uitați ce stil. Stil. Haide. Hai să dăm drumul la clipuleț. Am 38 de ani, dacă mai știu de 38, aaa! Ar vrea... Aia, acum 2 ani. Cam 30, da. Că așa vreau să spun mai tineri, chiar dacă arăt mai mici. Din câte când am un pic de știu cuvinte în italiană, pentru că trebuie să-mi dea de 20 de ani și mă mai scap. De-aia am și deschis canalul în limba română, că nu vreau să-mi... Deci, hai să trecem la a doua întrebare. Ce? Același lucru îl gândesc și astăzi. Eu am deschis canalul pentru că am vrut să îmi revin la limba mea originală. Pentru că a fost foarte greu să îmi păstrez anumite cuvinte pe care nu le folosești în viața de zi cu zi. Eu le-am pierdut și multe expresii și modul de a fi. Multe dintre voi țin în minte că mă las la mișto pentru că nu știam să spun blenduit, nu știam să spun multe, multe cuvinte, dar uite că a trecut 2 ani și tot m-am învățat eu ceva aici. Dar sunt aceeași Janina de ca atunci. Bine, eram un pic timid atunci, era normal, nu eram învățată, dar uite că... Se eșuez. Nu știam ce înseamnă eșuez. Sau să nu normal. Până nu încerc, nu știi dacă ai greșit. Îmi pare rău că nu ai făcut, așa că mai bine să încerci și să ratezi decât să rămâi cu... Toată ziua cu mâna în păr și atunci și acum și mereu. Bine, acum am părul scurt. Dar tot sunt cu mâna în păr. În viață trebuie să riști mereu. Să riști, nene, risca! A treia întrebare. Viața atât de scurtă, de ce facem atât de multe lucruri care ne plac și îmi facem atât de multe? Suntem proști. În o societate în care sunt tăcăcat, deci trebuie să facem și lucruri care nu ne plac ca să putem să... Într-o societate de căcat, unde ne obligă să facem ceea ce nu ne place. Dar voi să începeți să faceți mereu tot ce vă place. Da, e în pizda, mă, cu societatea lor. Pe lângă lucrurile care ne plac, ca culoatul dimineața, învățat... Eram prea nene. Prea sclifosită. Era stilul meu timid în momentul. Da, după 5 minute cred că... Gata, am uitat. Eram acasă la Marco aici. A fost meu iubit. Se pare că s-a vorbit și s-a făcut tot ce era de vorbit și de făcut. Ți se pare că ai vorbit mai mult decât ai făcut? Da, eu... Da. Vreți? Ceva. Ia uite voi fraților, lasă voi fată părul ăla în pace, că tot o să scadă până la urmă. Uite, ai rămas chelioas. Ceasul ăla nu mai știu, bă. Unde-o fi ceasul albastru? Bine, să reflect. Poți să mă mai ajutați voi să-mi vorbim în țară. Mamă, cât eram de la subiect. Deci, vă spuneam, aș vrea să fac 1000 de lucruri. Acum vreau să fac 1000 și fac 999. Sunt mult mai ambițioasă acum ca acum 2 ani. A cincea întrebare. Dacă moneda națională ar fi fericirea, cât de bogată ar fi? Super fericită, super bogată. Eu sunt fericită. Dar ca toată lumea am momentele mele de... Să spunem așa, eu încerc să fiu fericită și
să-mi fiu fericită de tot ce am. Mai ales că sunt mică, am doi copii frumoși și viața a fost un pic... Acum nu mai trag de păr, trag de bluze, mă dezbrac în fața voastră. Dar bă, dacă îl iubește așa și te face așa beton, cum să nu-l tragi de bluze? Că povestesc povești. Sunt bună să mă duc la televizor să vă spun povești la copii. Ca să devin un fel de paramedic. Iar trag de păr, voi fraților. Haide să trecem la următoare, că v-am spus eu că vorbesc prea mult. Ok, a șasea întrebare. Care este lucrul pe care vrea cel mai mult să-l vezi schimbat la oameni? Aș vrea că persoana să fie mai sincere și mai ales să fie mai bună. Și acum sunt de acord cu chestia asta. Așa este, mă. Aș vrea ca lumea să fie un pic mai senin, așa, să nu mai se supere mereu de toate, să trăim mai fericit, așa. A șaptea întrebare. Faci ceea ce ai visat să faci sau faci ceea ce faci doar pentru că împrejurile te-au adus aici? Asta e o întrebare de Buddha, deci e serioasă. În trecut am făcut ce am visat, așa că fac ceea ce împrejurile m-au... Nu, acum nu, acum dar fac ceea ce vreau eu să fac, nene. BAM! Adică filmulețele mele pe YouTube, am și un canal în italiană în care fac rețete și acum am scris ăsta ca să mai vorbim și în românește, că prea vorbim mult italian. Hai să mergem mai departe. Dacă media de vârstă ar fi doar 40 de ani, ți-ai trăit viața diferită? Era moartă! Am 38, deci peste 2 ani ar trebui să mor sau ar fi chiar bătrână în foc acum. Dar uite-mă. Ar fi bine, viața ar fi doar 40, cam mult mai bine. Deci ar trebui să lucrezi de la 18 până la 25 de ani cel mult. Că după aia să-ți trăiești tu viața ca lume, nu? Normal. Mama, aș fi fost moartă acum. Dacă ar trebui să oferi un singur sfat unui copil despre viață, care ar fi ăla? Sfatul e să... O să-i spun să râdă mereu, să fie fericit. Deci, ce ai prefera să fii? Un geniu stresat sau un prost fericit? Un prost fericit. Ce ai alege de a pierde toate amintirile că le ai până acum sau ar fi capabil să mai faci amintiri de acum înainte? Să fiu capabil să-mi fac amintiri de acum. Îți mai aduce aminte de momentul ăla de acum 5 ani când erai extrem de nervos și fericit? Mai are vreo importanță acum? Nu. Pentru că trebuie să uităm ce e urât și negativ în viața noastră, că n-are niciun rost să-l iubim în fiecare. Care este cea mai frumoasă amintire de-a ta din copilărie? Ce o face atât de specială? O amintire din copilărie e când mergeam la țară, la Mamaia, cu Veri și fratele meu. O face specială pentru că nu mi-e dor de el. Scuzați-mă, un moment de amintire. Ok, hai să mergem mai departe, să nu ne închisităm aici. Cu persoanele care nu mai sunt clare, mai cine nu ar avea. Ok, dacă ai câștiga $1,000,000, ai renunțat la ce faci acum? Păi sigur că da, dar aș renunța să mă duc la servici. Și să aș, cu bănuțe ăștia, aș continua să fac video-c și în al doilea rând aș putea să stau mai mult cu copiii mei, pentru că mă uit la mine și sunt exact aceeași persoană. Poate acum sunt mult mai ambițioasă, mult mai puternică, dar gândurile sunt aceleași. Astea, mulțumesc, Janina, că nu te-ai schimbat. Bravo! Când a fost ultima oară când te-ai aruncat cu capul înainte în ceva în care credeai din tot sufletul? Deși toți testul trebuia să ne încerc. În 3 ani, când m-am înscris la facultate, toți îmi spuneau, ești mare, când mai termin, o să fie greu, cum o să înveți, pentru că facultatea aici este foarte grea și mai ales că trebuie să
a fost ultima oară când ți-ai auzit sunetul propriei respirații? Chiar acum. Eu mă ascult des respirația pentru că în ultimul timp am obiceiul să mă așez așa un pic 5 minute în pătuț și să respir ca să mă relaxez și mă concentrez pe respirație. Mă enervez că sunt prea... mă relaxez și mă... sunt prea mimoză. Sunt prea pisi, pisi, pisi. Ce te oprește? Mi-am dorit întotdeauna să mă arunc cu parașuta. Dar... nu o să mă arunc niciodată. Mi-e frică să mă duc în orășel copiilor, mi-e frică de înălțime, mi-e frică. E ceva care aș vrea să am adrenalina și curajul ăla ca să-l fac, dar nu o să fac niciodată. Care e lucrul pe care îl faci mai bine decât ușelați pe care îi cunoști? Să fac mâncării, că mama mea este mai bravă ca mine. Fac patru mai bine. Cam asta au fost întrebările. Sper că nu v-am plictisit cu vorba mea lungă, lungă, lungă. Vă pup și ne vedem la următorul filmuleț. Ciao! Ce emoție! Eram cam mimoză, dar tot Jalina aia de astăzi. Astăzi sunt o femeie mai puternică pentru că am luat viața mea în mâinile mele, am slăbit 47 de kilograme. Acum nu mai am iubit, dar asta nu m-a împiedicat să râd, să-mi trăiesc viața, să-mi trăiesc copii, să-mi trăiesc prietenii, să trăiesc exact așa cum vreau eu. Așa cum vreau eu, nu cum vor alții. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să mă urmăriți pe Instagram, Jalina Italian Style. Cine vrea să intre în dietă, Jalina, găsiți în infobox toate detaliile și vă pupăcesc. Ciao!